Lansarea a avut loc într-o ambianță cu totul deosebită. Gazda evenimentului, Plus Auto, a avut grijă ca toți cei prezenți să se bucure de o atmosferă prietenoasă pe ritmuri clasice. Până a se face cunoscută publicului, vedeta serii a avut parte de o prezentare grafică de excepție. Abia apoi, invitații serii au putut da ochii cu privirea pătrunzătoare conferită de farurile autoadaptive cu tehnologia ultra-eficientă LED a noului Ford Mondeo. Noul Ford Mondeo este cea mai reușită mașină de la Ford în acest moment, venind cu o serie de noi tehnologii, precum farurile adaptive cu LED, care este cea mai nouă tehnologie în acest moment. Vine cu un nou design fluid, construit pe inima generală a designului Kinetic Ford, cu noi motorizări, toate Euro 6, cu noi tehnologii la interior, cu sistem de navigație multimedia. În proiectarea navei Amiral a mărcii Ford nu s-a ținut cont numai de tehnologie și confort interior. S-a dat o mare atenție designului exterior. Încă de la primul contact vizual iese în evidență agresivitatea liniilor, în special cele ale grilei supradimensionate, a radiatorului și farurile cu caracter sportiv. Un caracter mai agresiv, să spunem, cu niște linii mai proeminente ale capotei și ale aripilor și, bineînțeles, toate integrate cu noile blocuri optice, cu cele cu faruri adaptive, culminând cu un spate, cu un portbagaj foarte generos. O noutate și o premieră în segmentul reprezintă centura de siguranță cu airbag integrat pentru locurile din spate. Potențialii clienți pot testa noul model în cadrul showroom-ului de pe strada Pitești. Proiectat să inspire noul Ford Mondeo, vă va face să doriți ca drumul până la destinație să fie cât mai lung.